Bun, deci salutare frații mei, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un nou clip din seria noastră de Car Parking Multiplayer. Bă băieți, astăzi avem tot un clip scurt în care vă mai arăt un spoiler pe care l-am primit de data, de data aceasta de la alt developer al jocului Car Parking cu care nu steți obișnuiți, cu acest băiat cu tasimov, din câte vedeți și pe clipul pe care o să-l aveți acum pe ecran. Este un clip pe care scrie instagram lui, puteți să-i dați un follow acolo. Și cu încă câteva chestii, dar înainte să începem băieți, vreau să vă rog foarte frumos să puneți acum pauză videoclipului, să băgați un mare like, un mare subscribe cu clopoțel și de asemenea și multe, 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 multe comentarii băieți Deci, nu știu, 20 de comentarii, cum sunteți obișnuiți și probabil, bine, probabil, sigur, dacă se strâng mai multe comentarii, o să aleg pe cineva care o să-i dau un cont foarte, foarte șmecher de car parking, fraților Bun băieți și cum probabil deja ați observat pe ecran avem un clip foarte interesant cu un Porsche fraților, cred că este 911, nu știu sigur, care are pe el noile jante pe care vi le-am prezentat în clipul de ieri, de ieri seară, cred că nu știu, cred că sunt vreo 12 ore distanță dintre clipuri. Cei care nu l-ați văzut o să vă las un link în, Mașin și băieți, abia m-am trezit din somn, deci nu vă supărați pe fratele vostru. O să vă lase fratele un link în descriere și de asemenea și pe aici undeva pe sus ar trebui să apară o, un infocard, cum îi mai spun cei de la YouTube. Și da, nu știu, arată foarte bine, foarte bine făcut, s-ar putea să fie și un nou design, gen, să mă gândesc că o să fie o nouă cameră, pentru că văd că aici este, este mașina pusă în ceva... Pe un fundal foarte interesant, care chiar cred că ar putea fi o cameră pe care ar putea să o facă în viitor cei de la car parking în update-ul care va veni. Probabil v-am zis, probabil update-ul este chiar foarte aproape de lansare și bă, da, e mișto. Foarte șmecher, am vrut să vă arăt și treaba asta și de asemenea băieți a făcut și eu au garaj un clip, puteți să mergeți pe canal pentru că are o fotografie pe care eu nu am reușit să o găsesc, este o fotografie cu nu știu, cu un merce de are ceva deasupra, nu, nu știu cum îi zice, din aia unde poți să scar bagajele băieți. Așa că dacă vreți să vedeți treaba aia, mergeți la el pe canal pentru că v-am zis, fratele vostru nu are, uh, nu are această fotografie, dar v-am zis, nu e mare chestie, este ceva sus pe... Pe mașină, gen, nu știu dacă știți eu când mergeam iarna la munte, căram schiurile în treaba aia, acum nu știu, poți să cari orice în ea, dar, da, arată și aia destul de ok și cam ăsta, o să fie clipul, clipul nostru de astăzi. Știu că este foarte scurt, dar v-am zis că fratele vostru vă ține la curent cu absolut orice noutate care apare pe parcurs. Eu am fost Royal băieți și nu uitați, pe, nu uitați că s-ar putea, deci s-ar putea ori de seară, ori mâine să apară un nou clip foarte, foarte șmecher. Nu vă zic despre ce este vorba, o să vedeți voi despre ce este vorba. Și da, eu am fost Royal și v-am lăsat băieți, papa. Pa. pa.